Astăzi vom face o salată de icre. Pentru ea avem nevoie 145 de grame de icre, o lingură de suc de lămâie, o ceapă, 250 de ml de ulei, 3 linguri de griș și 5 linguri de apă. Mai întâi vom prepara grișul. Adăugăm apa, apoi adăugăm ploiță grișul și amestecăm până la îngroșare. Grișul nostru este gata. Acum în vasul de la blender adăugăm toate produsele. Am adăugat grișul, acum ceapa, un pic o tocăm, nu foarte mult, oricum blenderul o va mixa, dar pentru a ușura munca la aparat. Adăugăm și icrele. Sucul de lămâie întotdeauna adăugăm la sfârșit după ce am mixat totul. Acum adăugăm și uleiul. Și vom mixa până toată compoziția se va omogeneza perfect. Ajungem la momentul acesta, adăugăm sucul de lămâie și mai mixăm un pic. Așa arată salata noastră de icre. Acum și-o voi servi cu pâine de casă. Așa am servit salata noastră de icre pe pâine de casă cu roșioare. Rețeta la pâine o găsiți aici pe canal. Mulțumesc pentru vizionare. Vă aștept data viitoare cu alte noutăți.